Cinstit și preamărit să fie Domnul. Amin. Vom continua să privim în Psalmii lui Asaf pentru a înțelege cât mai multe despre raportul omului cu Dumnezeu, despre felul în care Dumnezeu apreciază pe fiecare om, despre modalitățile în care ar trebui noi să ne raportăm la Dumnezeu în funcție de diferite categorii de oameni. Pentru că dacă într-o familie nu este corect să-i tratăm pe toți la fel, cât ar fi de greșit să ne raportăm la toți oamenii într-o adunare sau în întreaga societate la fel. Și Dumnezeu cercetează pe toți oamenii, ia aminte la starea fiecăruia și în funcție de ceea ce este în fiecare om, chiar mai mult decât ceea ce se vede, Dumnezeu analizează și ca atare lucrează. În lecția aceasta ne vom opri să observăm o categorie de oameni care sunt aflați sub pedeapsa Domnului și felul în care ceilalți trebuie să privească spre ei și spre Dumnezeu cu referire la cei care suferă pedeapsa Domnului dintr-un motiv sau altul. Vom vedea că pedepsele Domnului au un scop instructiv și corectiv. Ele n-au numai o funcție punitivă, adică de pedeapsă, și atâta tot. Ele vor să aducă omul într-o stare de reorientare spirituală, de a gândi din nou relația lui cu Dumnezeu și de a-l face să înțeleagă anumite lucruri. Iată ce este scris în Psalmul 90, care nu este un psalm al lui Asaf, dar ne apropie de acest subiect. Citesc de la versetul 7. Noi suntem mistuiți de mânia ta și îngroziți de urgia ta. Tu pui înaintea ta nelegiurile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierd de urgia ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Și iată ce scrie de la versetul 11. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta așa cum se cuvine să teamă de tine? Învață-ne să numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești, ai milă de robii tăi. Saturne în fiecare dimineață de bunătatea ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Înveselește toate atâtea zile când ne-ai smerit, tot atâția ani când am văzut norocirea. Să se arate robilor tăi lucrarea ta și slava ta fiilor lor. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Amin. Iată ce mai aflăm și din cartea lui Iov, din cuvântul lui Elihu, capitolul 33, versetul 19, legat de pedeapsă și suferință, de aceste stări prin care omul trece în mod nedorit. Pagina 546, Iov 33 cu 19. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necormată îi frământă oasele. Deci, sunt stări în care oamenii ajung și trebuie să știm cum să le tratăm. În acest proces al pedepsei și pocăinței, mijlocirea și mijlocitorii joacă un rol foarte important. Pe acest sistem s-a făurit mântuirea noastră. Noi oamenii eram sub pedeapsă și a fost nevoie de un mijlocitor în persoana Domnului Hristos. Este scris despre el în cartea profetului Isaia, capitolul 53, versetul 12, astfel, partea a doua versetului, s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Dar nici nu exista o altă soluție. De aceea, scriitorul Epistolei către evrei, capitolul 7, pagina în Scripturi 1179, ne scrie de la versetul 25 despre rolul mijlocirii în acest proces. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit, pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Să privim într-o primă parte la rugăciuni și dorințe ale mijlocitorilor. Deci să ne considerăm în acea categorie care privește pe cei ce sunt sub pedeapsa Domnului și trebuie să-și pună problema cum să se raporteze la ei, ce trebuie să facem pentru ei, cum să-i privim. Pentru că va veni vremea în veșnicia viitoare când oamenii aflați sub o sândă sunt sortiți unei pedepsii irevocabile. Atunci nu se mai poate face nimic pentru ei. Amintiți-vă de pilda cu Lazăr și bogatul, nicio șansă. Dar acum, aici, în viața aceasta, trebuie să avem o atitudine care să țintească spre mântuire și mai întâi să identificăm și să recunoaștem dreptatea divină. Acesta este punctul de pornire a unui mijlocitor. Pentru că nu se poate mijloci pentru cineva apreciind că Dumnezeu a greșit și că Dumnezeu nu este drept. Trebuie mai întâi să recunoaștem dreptatea divină și să recunoaștem sau să vedem felul în care Dumnezeu a gândit când a procedat pedepsind o persoană sau lipsind-o de anumite haruri. Se nasc, evident, în asemenea situații foarte multe întrebări legate de stările de pedeapsă, de durere, de necaz. Ne întrebăm care este cauza, de ce se întâmplă așa. Iată ce scrie Asaf pe această temă, Psalmul 74, de la versetul 1. Pentru ce, își începe el psalmul, Dumnezeule, ne lepezi pentru totdeauna? Pentru ce te mânii pe turma pășunii tale? Dumnezeu i-a supărat pe Israel și el întreabă, Doamne, de ce asta? Iată cum întrebarea persistă și în versetul 11 este reluată. Pentru ce îți tragi înapoi mâna și dreapta ta? Uite, avem dușmani și ei ne îndreptățesc. Scoate-o din sân și nimicește-i. Sau pe pagina din dreapta, capitolul 77, versetul 7. Va lepăda Domnul pentru totdeauna frământări și nu va mai fi el binevoitor? E normal să ne întrebăm și nu se știe dacă vom găsi răspunsul de la prima analiză. S-ar putea ca persoanele în cauză să fie vinovate, de regulă așa este. S-ar putea să nu fie vinovate ele și pedeapsa să aibă un alt scop, o altă explicație. Iată ce citim din Cartea Plângerilor Ieremia, capitolul 4, unde profetul se întreabă într-o vreme de pedeapsă cruntă pentru poporul lui Dumnezeu și găsește următoarea explicație. 4:11-13, pagina 801. Domnul și-a sleit urgia și-a vărsat mânia aprinsă. A aprins în Sion un foc care îi mistuie temeliile. Împărații pământului n-ar fi crezut și niciunul din locuitorii lumii n-ar fi crezut că potrivnicul care în împresurare să intre pe porțile Ierusalimului. Iată roada păcatelor prorocilor săi, a nelegiurilor preoților săi, care au vărsat în mijlocul lui sângele celor neprihăniți. Deci și-au dat seama că este o urmare a stărilor de vinovăție. Vreau să reținem din capul locului că poate fi și o altă explicație. Iată ce citim pe larg din Psalmul 44, un psalm al fiilor lui Core, unde ei își pun aceeași întrebare și află un alt răspuns. Citim din Psalmul 44, de la versetul 9. Dar tu ne lepezi, ne acoperi de rușine, nu mai ești cu oștirile noastre, ne faci să dăm dosul înaintea vrăjmașului, cei ce ne urăsc ridică prăzi luate de la noi. Ne dai ca pe niște oi de mâncat și ne risipești printre neamuri. Vinzi pe poporul tău pe nimic și nu-l socotești de mare preț. Ne faci de ocara vecinilor noștri, de batjocura și de râsul celor ce ne încojoară, ne faci de pomină printre neamuri și pricină de clătinare din cap printre popoare. Versul 17. Toate acestea ni se întâmplă fără ca noi să te fi uitat, fără să fi călcat legământul tău. Da, inima nu ni s-a abătut, pașii nu ni s-au depărtat de cărarea ta, ca să ne zdrobești în locuința șacalilor și să ne acoperi cu umbra morții, adică atunci ar fi fost legitim, se întâmplă așa. Dacă am fi uitat numele Dumnezeului nostru și ne-am fi întins mâinile spre Dumnezeu străin, n-ar ști Dumnezeu lucrul acesta, El care cunoaște tainele inimii. Și acum are explicația. Dar din pricina ta suntem jungheați în toate zilele, suntem priviți ca niște oi sortite pentru măcelărie. Iată cum suferința sau martirajul pot să fie o explicație pentru o suferință și nici de cum păcatul. Dar noi în această seară ne vom opri pe prima direcție pentru a sesiza ce trebuie făcut și cum trebuie să mijlocim și ne comportăm în acele situații când oamenii suferă pedeapsa Domnului pe drept, adică ca și o răsplată pentru nelejuirea lor. În asemenea situații este bine în rugăciunile noastre să-i prezentăm Domnului situațiile de pedeapsă cu efectele lor, adică să îi vorbim despre situația reală pe care o cunoaștem și să ne aducem problema în fața Domnului cu toată deschiderea. Iată ce citim întorcându-ne la Psalmul 74 de la versetul 3, unde Asaf cere Domnului să mai privească odată la situația critică în care se aflau. Îndreaptă-și pașii spre aceste locuri pustite fără curmare. Vrășmașul a pustit tot în locașul tău cel sfânt. Potrivnicii tăi au mujit în mijlocul templului tău și au pus semnelor drept semne. Parcă erau niște oameni care ridică toporul într-o pădure deasă. În curând au sfărâmat toate podoabele săpate, cu lovituri de securi și ciocane. Au pus foc sfântului tău locaș, au dărâmat și au pângărit locuința numelui tău. Ei ziceau în inima lor, să-i prăpădim pe toți. Au ars toate locurile sfinte din țară. Semnele noastre nu le mai vedem, nu mai este niciun proroc și nu mai este nimeni printre noi care să știe până când. Deci iată că lipseau oamenii evlavioși și peste ei era lăsată pedeapsa lui Dumnezeu. Privim tot în Psalmii lui Asaf, 79, de la versetul 1, unde el iarăși descrie situația reală, nenorocirea în care se aflau evreii. Dumnezeu le-au năvălit neamurile în moștenirea ta, au pângărit templul tău cel sfânt și au prefăcut Ierusalim într-un morman de pietre. Trupurile însuflețite ale robilor tăi le-au dat să le mănânce păsările cerului și carnea credincioșilor tăi au dat-o să mănânce fiarele pământului. Capa le-a vărsat sângele de jur împrejurul Ierusalimului și n-a fost nimeni să-i îngroape. Am ajuns de ocara vecinilor noștri, de batjocura și de râsul celor ce ne înconjoară. Și versetul 7, căci au mâncat pe Iacov și i-au pustit locuința. Iată o altă descriere în Psalmul 80. De aceea trebuie să înțelegem din aceste prezentări că atunci când nenorocirea este în casa noastră, în poporul Domnului, trebuie să venim pe larg, aș spune, cu această stare înaintea Domnului și să-i o prezentăm. Nu că Dumnezeu nu știe, dar decât să ne plângem la alții, decât să ne frământăm în mintea noastră cu aceste stări pe care oricum nu le putem elimina, să nu ne mai gândim la ele, să nu ne mai doară pentru ele. Cel mai bine este să le aducem în fața Domnului. Doamne, iată care este realitatea. Uite în ce pustire și necaz ne aflăm. Psalmul 80, citesc de la versetul 8. Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri și ai sădit-o. Ai făcut loc înaintea ei și ea a dat rădăcini și a umplut țara. Munții au acoperiți de umbra ei și ramurile erau ca niște cedri ale lui Dumnezeu și dădeam lădițele până la mare și lăstare până la râu. Pentru ce ai rupt gardul acum de o jăfuiesc toți trecătorii? O râmă mistrețul din pădure și o mănâncă fiarele sălbatice. Dumnezeul oștirilor, întoarce-te iarăși, privește din cer și vezi, cercetează via aceasta. Sau versetul 16, ea este arsă de foc, este tăiată, de mustrarea feței tale ei pierd. Pentru că mustrarea sau pedeapsa Domnului era dură în situația aceea. Într-un mod asemănător descrie Ieremia în plângerile sale durerea pentru vederea pedepsei Domnului lăsate peste popor. Plângeri, capitolul 1, de la versetul 1. Vai, cum stă părăsită acum cetatea aceasta, atât de plină de popor altădată, a rămas ca o văduvă. Ea care altădată era mare între neamuri, fruntașă printre țări, a ajuns roaba astăzi. Plângea amarnic noaptea și cur lacrimi pe obraj, niciunul din toți cei ce iubeau n-o mânghie, toți prietenii au părăsit-o și s-au făcut rășmași. Și enumeră care e starea tinerilor, a feciorilor, a fetelor, cum privesc dușmanii. Și zice aici în versetul 8, greu a păcătuit Ierusalimul, de aceea a ajuns de scârbă, toți ce le prețuiau îl disprețuiesc acum văzându-i goliciunea. Și el însuși se întoarce în altă parte și ostează. A căzut greu de tot, nimeni nu-l mângâie. Vezi-mi ticăloșia, Doamne, căci iată ce semeț este vrășmașul. Adică, Doamne, uită-te la realitatea aceasta. Și dacă sunt printre noi asemenea stări, lovituri sub mânia lui Dumnezeu, Domnul să privească cu milă. Pentru că El nu poate privi decât cu milă atunci când vom vedea noi oamenii înțeleg această realitate. De aici trebuie să plecăm. De la a vedea dreptatea Domnului și de la a-i prezenta situația de durere așa cum este ea. Aici trebuie să intervină rugăciunile propriu-zise de mijlocire. Pentru cei din casele noastre, din poporul Domnului, în asemenea situații trebuie să căutăm în mod insistent fața Domnului, adică să facem un apel constant, stăruitor la mila lui Dumnezeu. Iată ce vă citesc din psalmul lui Asaf, psalmul 80, versetul 7. Ridică-ne, Dumnezeul oștirilor, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Tot aici, versetul 14 și 15, Dumnezeul oștilor, întoarce-te iarăși, privește din cer și vezi, cercetează via aceasta. Ocrotește ce a sădit dreapta ta și pe fiul pe care ți l-ai ales. Și 19, Doamne, Dumnezeul oștilor, ridică-ne iarăși, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Sau, psalmul 83, versetul 1, Dumnezeule, nu tăcea. Nu tăcea și nu te odihni, Dumnezeule. Iată că toate aceste cuvinte sunt adresate Domnului. Doamne, nu fi indiferent. Și fă bine, milostivește-te, intervino. Vă prezint încă o rugăciune de mijlocire din Cartea profetului Daniel, capitolul 9. Nu este singura, dar care descrie cum ar trebui să ne rugăm pentru astfel de oameni, de situații. Daniel, capitolul 9, citesc de la versetul 3. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cerere, postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnul Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Doamne, Dumnezeule mare și înfricoșate, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzești poruncile Tale, noi am păcătuit, am săvârșit nelejuire, am fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și rândurile Tale, n-am ascultat pe robii Tăi proști care au vorbit în numele Tău împăraților noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi, ne se umplă fața de rușine, nouă tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie aproape, fie departe, în toate țările în care ai izgonit din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de Tine, Doamne. Nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, dar nouă împăraților noștri, căpetenilor noștri și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta. Și iată că după ce recunoaște ceea ce am discutat deja, apare cererea aceea, Doamne, fie-ți milă. La Domnul Dumnezeu nostru însă este îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit. Deci nu-i corect să ceri milă de la Dumnezeu până nu recunoști vinovăție, până nu ne dăm seama că pedeapsa Domnului este dreaptă pentru cei care sunt vinovați, așa cum am spus de la început. Este bine în mijlociile noastre să prezentăm dorințele ca poporul să fie iertat, să fie grațiat. Nu știu dacă vom înțelege suficient de ce vrea Dumnezeu să vadă și mila noastră. De ce rugăciunea noastră îl motivează? Nu e el destul de bun, de milos? Nu are nevoie să îl provocăm noi să fie binevoitor? Cred că Dumnezeu vrea să înțelegem cum funcționează acest sistem și cum se realizează mântuirea oamenilor. De ce Domnul Hristos el este lăsat la dreapta măririi pentru mijlocire? De ce mila lui Dumnezeu acordă iertare celui ce e gata să se pocăiască? Iată ce citim din Psalmul 79, din cuvintele lui Asaf, versetele 8 și 9. Nu-ți mai aduce aminte din legiurile strămoșilor noștri, ci să ne iese de grabă înainte îndurările tale, că suntem nenorociți de tot. Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava numelui Tău, izbăvește-ne și iartă-ne păcatele pentru numele Tău. Vedeți ce cuvinte avea Asaf? Doamne, nu-ți mă aduce aminte. Știți că Dumnezeu în promisiunile sale cu privire la vremea de mântuire prin Domnul Hristos din noul legământ, spunea în Ieremia și reluat în Epistola către evrei, și nu voi mai aduce aminte. Dar trebuie să solicităm și noi, Domnul, în rugăciunile noastre, Doamne, uite ce au făcut oamenii aceștia. Pentru numele Tău, nu există o altă motivație. Doamne, fă bine acestor oameni și sprijinești. Îndură-te de ei. Revin în aceeași idee la rugăciunea lui Daniel din capitolul 9 al cărții sale, pentru a vedea cum își exprimă și el dorința ca poporul să fie grațiat, să fie iertat. După ce a spus, Doamne, e așa, au păcătuit, e drept, dar acum te rog, fie-ți milă de ei. Daniel, capitolul 9, citim de la versetul 17. Ascultă dar acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cerurile robului Tău și pentru dragostea Domnului, fă să strălucească fața Ta peste sfântul Tău locaș pustit. Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă. Deschide ochii și privește la dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat numele Tău, căci nu pentru neprihănirea noastră să aducem noi cerurile acestea, ci pentru îndurările Tale cele mari. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează și nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău. Printre altele, când zice, Doamne, peste ei este chemat numele Tău, asta înseamnă, numele Tău înseamnă milostivire, bunătate, îndurare. Și noi când chemăm pe un Dumnezeu milos, de la sine înțelegem că El poate să aibă milă. Ei nu-L cunoșteau pe Dumnezeu decât după atributele Lui. Domnul este Cel ce este aici, Cel atotputernic, Cel sfânt, Cel milostiv. Doamne, e chemat numele Tău, care este izbăvire, îndurare, iertare, fă să strălucească fața Ta sau numele Tău, adică să se reflecte atributele Tale. Adică descopere-te, Doamne, așa cum ești Tu în natura Ta, binevoitor și milostiv, ca poporul să aibă parte de această îndurare. Avem noi o inimă bună să facem așa? Sau ne apucă ispita precum pe Iona? Doamne, știam eu că ești așa. Din potrivă, noi fiindcă știm că Domnul este așa, să rugăm să se îndure. Amin? Să fim bucuroși că putem fi în categoria mijlocitorilor, nu în cea a vinovaților. Putea să fie invers. Să fim în anumite situații noi vinovații și să dorim ca alții să intervină pentru noi. Sau dacă sunt în sală din cei care își știu vinovăția, nu că nu avem toți greșeli înaintea Domnului, dar noi vorbim despre stări a unor oameni care suferă pedeapsa Domnului. pentru situații mai grave. Dacă acestea trebuie să fie atitudinile ce îi caracterizează pe mijlocitorii, haideți să vedem acum care trebuie să fie atitudinile celor ce suferă pedeapsa Domnului. Deci a oamenilor aflați sub o sândă, sub loviturile mâniei Domnului. Care trebuie să fie atitudinea vinovaților, să le spunem așa. În primul rând, trebuie să accepte autoritatea și să recunoască mâna Domnului sau mânia Domnului, îndreptându-se cu problemele în fața Lui cu o nouă atitudine. Deci mijlocitorii trebuie doar să recunoască Dumnezeu-i drept, dar vinovații trebuie să facă mai mult decât atât, să spună: Doamne, dacă starea mea n-a fost bună și ca urmare a venit mânia Ta, înțeleg în ce sunt vinovat și sunt gata să mă schimb, vreau să o am altă atitudine, fără a fi schimbată inima unui om. Nu va obține niciodată îndurarea Domnului. Dacă omul nu este gata să schimbe atitudine, să gândească altfel, cel puțin într-o primă fază să vrea să se schimbe, să vrea să facă altfel, nu va rezolva nimic. Iată ce citim în Psalmii lui Asaf pe această temă. Psalmul 80, reluăm versetul 14, într-o altă ordine de idei. Dumnezeul oștirilor, întoarce-te iarăși, privește din cer și vezi. Cercetează via aceasta. Eu din versetul acesta înțeleg că cei în cauză vor să spună Domnului: mai uită-te odată și vezi că lucrurile s-au schimbat. Știți că atunci când ninivenii au vestit un post și s-au îndreptat cu fața spre Domnul, este scris în cartea lui Iona, capitolul 3, versetul 10. Dumnezeu a văzut ce făceau ei. Deci dacă Dumnezeu rămânea doar la analiza ce a avut-o cu o vreme în urmă, nu ar fi spus vinovați, vrednici de pedeapsă. Dar cei în cauză au fapte bune poate doar de ieri și de astăzi. Să zică: Doamne, mai cercetează-ne odată. Uite-te că s-a schimbat ceva în viața noastră, suntem altfel. Și tot din Psalmul 80 citesc versetul 17 și 18, unde este scris: mâna ta să fie peste omul dreptei tale, peste fiul omului pe care ți l-ai ales. Și atunci nu ne vom mai depărta de tine. Deci iată cuvintea unor oameni care în trecut se departaseră, dar acum se angajează să nu se mai depărteze. Înviorează-ne iarăși și vom chema numele tău. Pentru că un om în procesul pocăinței are nevoie, într-un mod absolut, de ajutorul Domnului. Dar vrea Dumnezeu să vadă schimbarea celui în cauză. Dumnezeu cred că procedează așa cum a învățat pe preoți. Când un om este cu lepră, să fie închis, să vadă cum evoluează boala. Dar după câteva zile să-l cerceteze. Și dacă sunt semne că boala se retrage și se reinstaurează sănătatea, să-l încadreze din nou în tabără. De aceea să rugăm pe Domnul. De îndată ce un om vede, adică de îndată ce vede că un om se întoarce, să-l zărească așa de departe ca tatăl pe fiul risipitor și să iasă înainte, să-i vină în ajutor. Spună: Doamne, uite, omul acesta se întoarce, ajută-l, vrea să se ridice, vrea să se întoarcă. Iată ce este scris tot în privința aceasta și în Plângerile Ieremia, capitolul 3, unde, așa cum am văzut deja, sunt stări similare. Capitolul 3, de la versetul 21. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mai face să trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. 25. Domnul este bun cu cine dăjduiește în el, cu sufletul care îl caută. Versetul 31. Căci Domnul nu le apădă pentru totdeauna. Deci în asemenea situație un om, deși pare într-o postură de om lepădat, s-ar putea să-i mai ofere Domnul o șansă. Și vă rog să vă gândiți bine la versetul următor. și când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el după îndurarea lui cea mare. Aceasta e șansa omului vinovat, căci el nu necăjește cu plăcere și nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Deci întotdeauna când Dumnezeu ia o măsură de pedeapsă împotriva cuiva, nu o face cu bucurie. Nu este în caracterul lui să pedepsească niciodată cu drag. Și o face doar din absolută necesitate, pentru a ridica omul, pentru a-l instrui sau în final pentru a-l îndepărta. Pentru că mânia Domnului în final are și un scop destructiv pentru oamenii care nu vor sub nicio formă să se ridice. Și iată ce mai citim de la versetul 38. Nu iese din gura celui prea înalt răul și binele? Deci să vadă omul de unde îi se trage răul. Sau, evident, să mulțumim și pentru bine. Și apoi întreabă, de ce să plângă omul cât trăiește? Fiecare să plângă mai bine de păcatele lui. Să luăm seama la umbrele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Să ne înălțăm și inimile și cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând, am păcătuit, am fost îndărădnici și nu ne-a iertat, adică am suportat pedeapsa. Dar acum vrem să se oprească pedeapsa și să beneficiem de îndurarea Domnului. Aceasta trebuie să fie rugăciunea celui vinovat, nu răzvrătirea. Nu a se scoate drept nevinovat, nu rezolvă nimic, că Dumnezeu niciodată nu socotește pe vinovat nevinovat și nici invers. Sunt însă situații în care oamenii refuză să gândească drept, nu-și recunosc vinovăția, n-au intenție să se întoarcă. În asemenea situații, mijlocitorii n-au niciun efect. Nici Domnul Hristos cu mijlocirea Lui, nici toți sfinții, nici toată adunarea n-ajută pe un om care nu vrea să pocăiască, care nu recunoaște că Dumnezeu e drept și că numai pocăința poate să-l salveze de sub o sândă, de sub pedeapsă. Iată ce citim din Psalmul 78, de la versetul 59. Iarăși cuvintele lui Asaf. Dumnezeu a auzit și s-a mâniat. Au găsit rău de tot pe Israel. A părăsit locuința lui din Silo, cortul care locuia între oameni. Și-a dat slava pradă robiei și măreția lui în mâinile vrăjmașului. A dat pradă săbii poporul lui și s-a mâniat pe moștenirea lui. Pe tinerii lui i-a ars focul și feciorului n-au mai fost sărbătorite o cântări de nuntă. Preoții se i-au căzut uciși de sabie și văduvele lui nu s-au bocit. Pentru că Domnul n-a mai revenit. A fost o pedeapsă pentru cei ce n-au vrut să se întoarcă. Acest cuvânt, aș spune, a fost profetic și s-a împlinit în vremea când Nebucadnețar și ceilalți din Babilon au nimicit tot. De ce Dumnezeu a luat-o această măsură fără revenire? De ce? Ne spune Ieremia, care a trăit în vremea aceea. Iată ce citim din capitolul 8 al cărții sale. De la versetul 4. Spune-le, așa vorbește Domnul. Cine cade și nu se mai scoală? Sau cine se abate fără să se întoarcă iarăși? Pentru ce dar poporul acesta al Ierusalimului se lasă dus în necurmate rătăciri, stăruiesc în sălătorie și nu vor să se întoarcă la Dumnezeu. Căci eu sunt cu lor aminte și aud că ei nu vorbesc cum ar trebui, niciunul se căiește de răutatea lui și nu zice ce am făcut, ci totuși încep din nou alergarea ca un cal care se aruncă în luptă. Astfel de oameni care nu înțeleg, nu vor să redreseze, își vor suporta o sânda Domnului. Și tot din Ieremia vă citesc capitolul 15, cum spuneam că în asemenea situații niciun mijlocitor nu mă ajută cu nimic. E și normal să ne gândim la un om care a apucat pe un drum greșit, îi dau un telefon, spun întoarce-te înapoi că nu-i drumul bun, nu vreau, sau va spune nu pot, vin eu după tine, nici așa nu vrea, atunci ce mai poți să-i faci? Ieremia 15 de la versetul 1, Domnul mi-a zis, chiar dacă Moise și Samuel, mari mijlocitori, s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta, îi zgonește-l dinaintea mea, ducă-se, adică e pornit, nu vrea să se întoarcă, ducă-se. Și dacă îți vor zice unde să ne ducem, să le răspunzi așa, vorbește Domnul, la moarte cei sortiți la moarte, la sabie cei sortiți săbii, la foamete cei sortiți foametei, la robie cei sortiți robiei. Că își voi trimite împotriva lor cele 4 feluri de norociri, zice Domnul, sabia ca să-i ucidă, câinii ca să-i sfâșie, păsările cerului și fiarele pământului ca să-i mănânce și să-i nimicească. Deci, o stare disperată, fără posibilitate de mântuire. Domnul să nu ne lase în așa o sândă. Pentru că au fost și din nefericire mai sunt asemenea situații și oameni care nu vor, când se poate, și în urmă cred că nici nu mai pot să se întoarcă. Totuși, noi trebuie să ne facem datoria noastră de mijlocire. Este o slujbă foarte importantă. Trăim într-o vreme în care mulți oameni se abate la credință. Se îndepărtează de Domnul, de calea sfântă. Și este nevoie să ne rugăm și să mijlocim să fie recuperați, să fie salvați. Să nu-i abandonăm așa într-o primă fază, după cum în cazul evangelizării nu-i bine să scuturăm repede praful de pe picioare și de pe haine, spunând că dacă n-au vrut să asculte, nici nu-i mai chemăm altădată la mântuire. Trebuie să facem tot ce se poate pentru oameni. Vreau să vă prezint acum trei caracteristici ale mijlocitorilor și să ne verificăm dacă le avem, dacă ne poate Domnul folosi în a mijloci. Pentru un soț, poate, pentru copii, pentru cei din adunare. Mijlocitorii sunt cunoscuți ca oameni al lui Dumnezeu. Ei suferă pentru cei vinovați cu o inimă ca inima lui Dumnezeu. De aceea sunt și numiți adesea oamenii lui Dumnezeu, care pot fi folosiți de Dumnezeu și gândesc ca El, au o inimă sensibilă ca a Lui. Iată ce citim din Psalmul 79, de la versetul 8. Nu-ți mai aduce aminte de legiurile strămoșilor noștri, și să ne iese mai degrabă înainte îndurările tale, că suntem nenorociți de tot. Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava numelui Tău, izbăvește-ne și iartă-ne păcatele pentru numele Tău. Pentru ce să zică neamurile unde este Dumnezeul lor, să se știe înainte ochilor noștri printre neamuri, că Tu răzbuni sângele vărsat al robilor Tăi. Ați sesizat cum cei în cauză se identifică cu cei vinovați? Ei nu se exclud și se văd, să nu înțelegem greșit, ei nu sunt corp comun cu vinovăția celor în cauză. Dar prin identificarea împreună cu ei se văd responsabili să-i ajute. De exemplu, dacă o femeie păcătuiește, bărbatul nu poartă păcatele femeii, dar fiind un trup cu ea, nu-i corect să spună, familia noastră a păcătuit. Unii nu plătesc pentru păcatele altora din adunare, dar dacă în adunare sunt păcate, nu-i corect să spunem, Doamne, noi am părăsit poruncile Tale. Adică dintre noi, de-ai noștri, poate că n-am făcut nici noi suficient pentru ei și măcar acum, în această stare, care nu-i prea târzie, vrem să facem ceva, să intervenim pentru ei. Iată o altă rugăciune din Ezra, capitolul 9, în care un om credincios, care cunoștea foarte bine Scripturile și cu siguranță le interpreta corect, se ruga identificându-se cu cei vinovați, care suferă pedeapsa Domnului. Ezra, capitolul 9, de la versetul 5. Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea și cu hainele și mantaua sfâșiate, am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeu meu și am zis, Dumnezeule, sunt uluit. Și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre Tine, căci fără de legile noastre s-au mulțit deasupra capitelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Îndrăznesc să spun că, de fapt, dacă nu te identifici cu cei ce suferă, nici nu te prea doare inima. De exemplu, dacă este atacat o țară, nu știu unde, pe pământ, nu ne frământă prea tare. Dar dacă este atacată țara noastră, numai atâta, să fie oameni de-ai noștri în zona aceea de graniță. Să vezi cum te frământ, să vezi ce se întâmplă. Mi-am amintit de o soră care avea în armată logodnicul, urmau să se căsătorească după ce el vine din armată, era în București când a fost cutremurul. Ea n-a ascultat la radio niciodată pe an, de 2 ori. Dar atunci n-a muncit nimic vreo 2 zile, a fost numai cu urechile pe radio și pe la telefoane, se află ce se întâmplă, acolo era iubitul ei. Ei, când ai pe cineva drag, te poți identifica tare ușor cu el. Ezra a fost pasionat de poporul Domnului și de aceea a venit să se ocupe de ei și a putut să se roage: Doamne, fără de legile noastre sunt deasupra capului nostru. Uite, acum revin la rugăciunea lui. Și citesc de la versetul 8. Și totuși Domnul Dumnezeu nu s-a îndurat de noi, lăsându-ne câțiva oameni scăpați și dându-ne adăpost în locul lui cel sfânt, ca să ne lumineze ochii, să ne dea puțină răsuflare în mijlocul robiei noastre. Că suntem robi, descrie el mai departe situația, și apelează în mod colectiv la Domnul. Hai că rămânem pe aproape și citim din Neemia, capitolul 1, să vedem că și acest om contemporan cu Ezra, amândoi asociați în lucrarea Domnului, se ruga la fel. Citesc capitolul 1, versetul 6 și 7. Să-i aminte urechea ta și ochii să-ți fie deschiși, ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum zi și noapte. Pentru robii tăi, copiii lui Israel, mărturisim păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Te-am supărat și n-am păzit poruncile tale, legile și rândurile pe care le-a dat robului tău Moise. Doamne, ajută-ne să ne identificăm cu cei ce sufer, ca să putem să-i salvăm, să putem mijloci pentru ei. Și situațiile de explicații asemănătoare ar putea să continue. Vreau să vă arăt acum o altă caracteristică a mijlocitorilor necesară pentru noi. Cererile înaintea Domnului trebuie motivate cu numele Domnului, pentru că tot ceea ce cerem se poate obține numai în numele Domnului. Și această învățătură este foarte bine fundamentată în Noul Testament, dar ea apare încă din Vechiul Testament. Iată ce citim din Psalmii lui Asaf, Psalmul 74, versetul 2. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat odinioară, pe care l-ai răscumpărat ca seminția moștenirii tale. Adu-ți aminte de muntele Sionului, unde ți aveai locuința. Adică, Doamne, totul e ai tău, era locuința ta. Și acum, tot de aici citim versetul 9. Semnele noastre nu le mai vedem. Nu mai este niciun proroc, nu mai este nimeni printre noi care să știe până când. Adică, Doamne, nu ne mai vorbește nimeni în numele Tău și noi dorim să aflăm și să ne salvezi în numele Tău. Sau tot de aici versetul 19. Nu lăsa pradă fiarelui câmpul sufletul turturelei tale și nu uita pe vecie viața nenorociților tăi. Și 22. Scoală-te, Dumnezeule, apără-ți pricina. Adică, Doamne, e în joc numele Tău, rugăciunile noastre vor avea de-a face cu puterea Ta, cu numele Tău. Adu-ți aminte de ocările pe care ți le aruncă în fiecare zi cel fără minte. Și tot aici, versetul 18, ceea ce definește în mod definitiv ce am spus, adu-ți aminte, Doamne, că vrăjmașul te batjocorește și un popor nechipzuit hulește numele Tău. Doamne, nu numai că s-ai Tăi, dar poartă numele Tău. Deci nu-ți doar slujitorii tăi, sunt efectiv copiii tăi, poartă numele tău. Sau, tot din Psalmii lui Asaf, Psalmul 79, versetul 10. Pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Deci când ne rugăm Domnului să se îndure de cei căzuți și aflați sub pedeapsă, să spunem, Doamne, uite, ei au fost pocăiți. Ei au purtat numele Tău, acum este în joc onoarea Ta. Doamne, fă ceva pentru numele Tău, Tu ai putere, dacă le-ai dat numele Tău, să-i ajuți, să-i sprijinești, să-i ridici. Să se știe înaintea ochilor noștri, printre neamuri, că Tu răzbuni sângele vărsat al robilor Tăi. Sau, mă întorc la Psalmul 74 și citesc versetul 15 la 17, unde Asa vorbește despre măreția lui Dumnezeu, despre autoritatea și puterea lui. Doamne, nu poți Tu să faci asta? Ai făcut să țâșnească izvoare în păraie, ai uscat râuri care nu seacă, a Ta este ziua, a Ta este și noaptea, Tu ai așezat lumina și soarele, Tu ai statornicit toate hotarele pământului, Tu ai rânduit vara și iarna. Adică, Doamne, Tu poți face toate aceste lucrări, fă-le, Doamne! Și încă un exemplu, din istoria poporului Israel, Exod, capitolul 32, unde ne este prezentată mijlocirea lui Moise. Vă rog să rețineți cu ce a motivat el rugăciunea lui, ce argumente a adus în sprijinul dorinței de a fi ascultat. Exod 32, citim de la versetul 10, unde mai întâi Domnul zice către Moise: acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul neam mare. Moise s-a rugat Domnul Dumnezeu să-și au zis: pentru ce se aprinde, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce să zic egiptenii, spre norocirea lor i-a scos, să-i omoare prin munți și să-i șteargă de pe fața pământului? Întoarce-te din iuțimea mâniei tale și lasă de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului tău. Aduți aminte de Avram, de Isaac și de Ezra, robii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuți: voi mulți sămânța voastră ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri toată țara aceasta care am vorbit de ei, vor stăpâni în veac. Și Domnul l-a ascultat. Deci să motivăm înaintea Domnului, spunând: Doamne, oamenii aceștia au avut făgăduințe din partea ta, îndură-te de ei, aduți aminte, sunt copiii, știu eu, a fratelui cutare sau face parte din familia cutare, au venit la biserică, Doamne, sunt motive pentru numele tău să poți face ceva. Așa se ruga și Daniel, despre care am citit deja din capitolul 9 al cărții sale. Și o ultimă caracteristică a mijlocitorilor: trebuie să-i spunem Domnului cât au suferit cei în cauză și să zicem: Doamne, destul, ajunge. Uite că deja au suportat o mare parte din pedeapsă. Iată, în privința aceasta, ce citim din Psalmul 74, versetul 10. Cum se roagă Asaf: până când Dumnezeu le va bazjocori asupritorul și va nesocoti vrăjmașul fără curmare numele tău? Uite, Doamne, de când? Da, până când, Doamne, tot lași povara aceasta? Sau Psalmul 79, versetul 5, din nou aceeași expresie: până când, Doamne, te vei mânia fără încetare și va arde mânia ta ca focul? Uite, arzi de atâta vreme, oprește-te, Doamne, iese destul. Sau versetul 11, să ajungă până la tine gemetele prișilor de război, scapă prin brațul tău cel puternic pe cei ce pierd. Mau, Doamne, puțin se pogoară în groapă, nu morții te laudă, se rugau psalmiștii în alte capitole din această carte. Și aș mai adăuga doar Plângeri, capitolul 5, versetul 20, unde și Ieremia motivează într-un mod asemănător dorința lui de mijlocire, de iertare, arătând de când suferă poporul. Plângeri, capitolul 5, de la versetul 20. Pentru ce ne uiți pe vecie și ne părăsești pentru multă vreme? Întoarce-ne la tine, Doamne, și ne vom întoarce. Dă-ne iarăși zile ca cele de odinioară, să ne făli de pădat tu oare, stefâniat tu pe noi peste măsură de mult. Doamne, ajunge. Domnul să scurteze pedeapsa pentru mulți, noi să mijlocim și Domnul să se îndure. Amin. Și încheiem cu două concluzii la cele spuse. Este legitim să ne rugăm înaintea Domnului să ridice o sânda de pe cel ce se pocăiește. Este potrivit cu principiile biblice să spunem: Doamne, e drept, a fost vinovat, dar s-a pocăit, Doamne, iartă-l, ridică o sânda de peste el. Poate știți întâmplarea aceea când un conducător, probabil a unei țări, s-a prezentat la un penitenciar și a stat de vorbă cu foarte mulți dintre deținuți și fiecare se plângea, ba de nedreptatea judecătorului, ba de imparțialitatea jurului, de martori mincinoși, și fiecare pleda ca un nevinovat, crezând că astfel va scăpa. A găsit printre ei pe un condamnat care spunea: eu merit o sândă, am fost vinovat și efectiv îmi pare rău, dar până una altă sunt drept, pe drept, adică sunt aici. S-a făcut o ședință și respectivul a fost eliberat. Și acel om care avea dreptul să o facă a motivat aceasta spunând: e singurul vinovat, de ce să-i contamineze și pe ceilalți, spunând în mod ironic: dacă e vinovat numai el și alții sunt nevinovați, nu-i bine să stea împreună. Deci omul vinovat poate să fie salvat, e legitim să-i spunem: Doamne, s-a pocăit. Iată versetul de dovadă din Psalmii lui Asaf, 74, versetul 21. să nu se întoarcă rușinat cel apăsat, ci nenorocitul și săracul să laude numele Tău. Adică e apăsat, e nenorocit și vine la Domnul. Doamne, ascultă, să nu se întoarcă înapoi. Apăsat, nu mă ajută Dumnezeu. Vă rog să rețineți și sfatul pe care îl dădea Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 2. Dacă cineva a fost vinovat și a suportat pedeapsa, dar vedeți să nu fie doborât de prea multă întristare. Și dimpotrivă, acum este cazul să vă arătați dragostea față de el pentru ca să fie ridicat. Deci trebuie să admitem că în biserică sunt și astfel de oameni care au fost loviți de Domnul, s-au pocăit și noi trebuie să îi ajutăm pentru ca în continuare să rămână credincioși Domnului. Amin? Dar de asemenea vă rog să rețineți, și cu aceasta am încheiat, că toate motivațiile celui în cauză sau ale mijlocitorilor au ca bază legală harul lui Dumnezeu. Nu ispășirea unei părți din pedeapsă, nu niște oameni binevoitori în jur care vor să-i se suspende pedeapsa. Nu acestea fac să se întrerupă osânda și să intre pe rol harul Domnului, ci numai harul Domnului în sine, puterea sa iertătoare și mila sa. Așa vă citesc din Psalmul 80, de la versetul 17. Mâna ta să fie peste omul dreptei tale, peste fiul omului pe care ți l-ai ales. Și știți că Dumnezeu se îndură de cine vrea, alege pe cine îi place. Deci harul său este singura motivație. Sau vă mai dau alte versete să întăresc ideea. Psalmul 106, versetul 8. Dar el a scăpat din pricina numelui lui. De aceea trebuie să motivăm cu numele lui, ca să-și arate puterea. Sau mai explicit, Isaia, capitolul 48. Aici ni se vorbește în mod expres despre Israel, dar este valabil pentru orice om în cauză. 48 de la versetul 9. Pagina 721. Din pricina numelui meu sunt îndelung răbdător, pentru slava mea mă opresc față de tine ca să nu te nimicesc. Iată motivația supremă. Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint, te-am lămurit în cuptorul orgiei. Din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez, căci cum ar putea fi hulit numele meu, nu voi da altuia slava mea. În fața unei asemenea Dumnezeu ne rămâne să zicem, binecuvântat să-i fie numele. Amin.